Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Este ora 7:26 fix în momentul ăsta. Bună dimineața, Luca. Salut, Alex. Nu, am văzut că ești singur și... Nu, e foarte bine că ai intervenit. Vlad mi-a răcit din nou. S-a dus să facă un exudat, e pe drum. Acum e prins în aglomerație, nu stă nici cum trebuie, stă în afara orașului. Practic ne face numai probleme, dar, mă rog, asta e, le tolerăm, că e fratele nostru. Între timp vreau să vă anunț că a băgat mămăligă pe low cost. Aoleu. Compania noastră națională de zboruri ieftine, pusă la dispoziție de vecini, știm cu toții care este, a pus în meniu mai nou mămăligă de asta instant. E ceva... Eu am fost șocat, vă spun sincer, în urmă cu niște ani, când a apărut mălaiul ăla Canesu, ăla de-l faci în 3 minute. Și mi s-a părut așa, pe de altă parte, o inovație potrivită, că nu mai e complicat să stai să fierbi mălaiul de mămăligă cu orele, să amesteci în el în continuu până scade mâna din umăr. Adică, la gust aduce bine cu mălaiul și na, astea sunt tehnologiile astea moderne din lumea culinară, trebuie să le acceptăm. Mă, dar asta ce vândește pe avion e ceva cum erau pliculețele alea, Alex, de cappuccino când eram noi mici. Da, da, da. Care bănuiesc că s-or găsi și acum, dar de la un moment încolo e bine să nu le mai consumăm. Deci ăsta e un pliculeț în care se află polenta, dar pe el scrie palenta. El este vândut în avion sub titulatura de Western Balkans Morning Special Deal și are slavă cerului steagurile Serbiei și Macedoniei de Nord, pe al nostru unul ăla. Deci noi am fost excluși din ecuația asta, nu suntem luați în calcul că am mâncat dimineața așa ceva. Dealul ăsta special conține un baton de cereale și un plic de polenta, dar e tare că ei în avion o marketează cu onestitate, exact cu plicul ăla în care vine ea. E un plic, cum sunt pliculețele aia de bicarbonat, de praf de copt, știi? Doar că e un pic mai mare și îl pune într-un castron, îți toarnă niște apă fiertă, conține și brânza. Că e, așa scrie, cheese polenta. Este mămăligă cu brânză praf, pe care o faci cu apă fierbinte. Asta dacă nu vrei mai bine supă de pui sau de vită, tot la plic, evident, și surprinzătoarele paste carbonara, evident, că tot din praf făcute. Deci e un meniu deosebit. Ce bine că e prețul cinstit. O mămăligă de asta costă 2,50 €. Adică dacă ești rupt de foame, poți rezolva situația. Eu pe asta n-am înțeles-o nici pe asta, cu ruptul de foame în avion. Am constatat de fiecare dată când mă duc la aeroport, sunt zeci de oameni care mănâncă lucruri în aeroport, în condițiile în care mâncarea din aeroport este triplă ca preț. Cel puțin triplu ca preț și foarte proastă calitativ. Adică, măcar dacă ar fi doar triplu la preț, dar sunt și, având și niște mizerii, adică fac profit cât cuprinde. După care te urci în avion și vezi că foarte multă lume o mandă, sandvișuri de alea care tot așa sunt ordinare, sau de-asta, mămăligă cu brânză, cu apă fiartă, supă de pui. În contextul zborurilor, mă refer, astea intercontinentale. Unde zbori 2 ore, hai 3, maximum 4 ore. Chiar așa foame ție de nu poți să reziști să nu dai câțiva euro să mănânci o troacă de-asta terci, în condițiile în care acum poți să-ți aduci și mâncare de acasă. Că tu poți să vii cu mâncare în... în bagaj. Bagaj. Sigur, nu e de dorit când... Au mai fost situații, dar scos lumea o fasole în niște mici cu usturoi sau mai știu eu ce să... Dar poți să-ți faci un sandwich cinstit acasă, lăsând la o parte faptul că poți mănânci înainte să pleci, dar să-ți faci la tine, dacă știi că ești genul de... Se faci un gol în stomac în avion, îți faci 2 sandwich-uri bune la tine și faci mers. A avut dreptate, mă, și tu ești cu ăla. Mămălișchi, go home. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.